Adriana Trandafir declarații sfârșitoare despre moartea Ronei Hartner. Cum a aflat de vestea tragică a decesul actriței, rând pe rând ne dispar prietenii, cântăreața de muzică populară a precizat că Rona Hartner i-a fost colegă încă din anul 2003, după ce aceasta a terminat facultatea. Totodată, cele două au avut parte de importante colaborări, printre care și participarea la show-ul de transformării de la Antena 1, Te cunosc de undeva nici nu pot să vă spun bună ziua. Această zi este una înfiorător de tristă, pentru că tot în această zi a murit și Stella Popescu, în urmă cu șase ani. Astăzi a murit și Rona Hartner. Este cu tremurător ce se întâmplă acum, rând pe rând ne dispar prietenii, artiștii, lăsnând în urmă lor lacrimi, muncă pe care nu am apreciat-o la timpul acela. Eu am cunoscut-o târziu după ce a terminat facultatea și am lucrat cu ea, mi-a fost și colegă la Te Cunosc de undeva. O femeie care a știut să-și ascundă toate tristețile și toate grijile. Aș dori să șterg această zi din viața și sufletul meu. A declarat Adriana Trandafir după moartea Ronei Hartner.